Vreau să mă urmăriți puțin în imaginea care urmează. Este o imagine luată din templul sau din tabernacolul israelit. Vreau să vă spun că pentru orice religie, templul reprezintă centrul religiei respective. Dacă Biblia reprezintă planul lui Dumnezeu pentru noi din punct de vedere al cuvântului, templul sau tabernacolul din Vechiul Testament reprezenta parabola vie sau reprezentarea materială a ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple cu noi. Aș vrea să mă urmăriți. Lăsați-mi puțin imaginea cu mine. Intrarea. Urmăriți, vă rog, săgeata roșie. Acolo se intra în sanctuar. Păcătosul venea din tabără, de unde stătea, de unde locuia, de la casa lui, ajungea aici la poarta sanctuarului, cu problemele spirituale care le avea, cu alte cuvinte, cu păcatele lui. Venea la templu ca să-și mărturisească păcatul. Ajungea aici la poartă și la altarul de bronz își mărturisea păcatul. Punea mâinile asupra unei jertfe, asupra unui miel viu, făcea o rugăciune, își mărturisea păcatele. El știa că mielul respectiv, iertați-mă, el știa că mielul respectiv este, încotro să mă duc, așa. El știa că mielul respectiv îl simbolizează pe Mesia și apoi cu mâna lui junghia animalul. Animalul era pus pe altarul de bronz și rămânea acolo. Era mistuit acolo. Preotul însă venea și după ce păcătosul își termina rugăciunea singur, el cu Dumnezeu, și junghia animalul, preotul lua o parte din sânge într-un castron. În momentul în care lua o parte din sânge, în mod simbolic, preotul lua de la păcătos ce? Ce lua? Păcatul. Pentru că sângele purta păcatul. Și de aici încolo începe slujirea sângelui sau drumul sângelui. Odată a fost intrarea, apoi de la mărturisire la ligianul de aramă unde preotul se spăla pe mâini și pe picioare, care reprezenta iertarea și curățirea. Apoi mergea mai departe la sanctuar, unde intra în locul, în locul sfânt. Și aici era masa cu pâinile pentru punerea înainte, acolo sus, pătratul acela maro. În partea asta era, partea de jos era sfeșnicul cu lumină. Și vă rog să vă aduceți aminte de ceea ce spune Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vie care se cobora din cer. Sau eu sunt lumina lumii. Pe ce le simbolizau cele două? Pe Domnul Iisus Hristos. În față se afla altarul tămâierii, altarul de aur, care reprezintă rugăciunile sfinților, însoțite de mijlocirea permanentă a Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, aici toate elementele și mobilierul de aici reprezentau un singur lucru. Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos în pâine, Domnul Iisus Hristos în lumină, Domnul Iisus Hristos în altarul de aur sau în mijlocire. Și apoi preotul ajungea aici. Și vreau să vă spun că aici, unde scrie confruntarea, adică exact în locul acesta, pe linia asta, este cel mai tensionant punct al întregului proces. Urmăriți-mă, preotul are în mână sângele. Se apropie de Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor, acolo, în fața lui, se află chivotul. Pe capacul chivotului se află doi heruvimi. Între cei doi heruvimi se află șechina, o lumină azurie care întotdeauna reprezenta prezența lui Dumnezeu.
De fiecare dată când preotul se apropia de lumina respectivă, el trebuia să ducă cu el foarte multă tămâie, pentru că nu era îngăduit să privească acolo, datorită faptului că acolo era prezența personală, fizică a tatălui. De data asta, el are în mână, sânge. Iar sângele este, încă o dată, este simbolul cui? Păcatului aceluia care adusese mielul în curte. Și acum este cu sângele aici. Iar sângele trebuie să fie aruncat unde? Spre chivot. Sângele trebuie să fie aruncat spre chivot, exact acolo unde e șechina. Acolo trebuia să ajungă sângele. Știți ce înseamnă asta? Acolo se află fața lui Dumnezeu. Acolo se află tronul lui Dumnezeu. Este ca și cum ai lua mizerie și ai arunca în rege. Ai arunca pe tronul regal. Ai arunca în fața lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să facă preotul. Să ia sânge și să arunce în fața lui Dumnezeu. Și preotul face treaba asta. Ia sânge și aruncă. Și în momentul în care se produce bolta aceea și sângele, picăturile de sânge vin prin aer și urmează să cadă pe fața tatălui, pângărindu-l, în momentul acela de sus cade o perdea. Și sângele nu mai ajunge pe fața tatălui. Ci sângele ajunge unde? Pe perdea. Știți ce e perdeaua? Sfântul Apostol Pavel spune, perdeaua este trupul lui Iisus Hristos. Înțelegeți care este slujba lui Iisus Hristos? Pe pământ undeva există cineva care aruncă hule împotriva tatălui. Este cineva care îl calomniază, este cineva care îl vorbește de rău și vorbele acestea ajung prin intermediul acesta al lucrării de ispășire a păcatului, ajung la tronul tatălui și ar fi trebuit să pângărească și să murdărească tronul lui Dumnezeu. Cel ce se ridică pentru a salva onoarea tatălui, pentru a lucra în favoarea lui Dumnezeu, este Iisus Hristos, care se expune și toată mizeria este aruncată asupra lui. Toată mizeria. Toate păcatele pe care le fac eu, toate păcatele pe care le faci tu, toate păcatele istoriei mele sunt preluate de Domnul Iisus Hristos. Datorită acestui lucru, El se spune în Sfânta Scriptură că a purtat păcatele mele. Știți unde lovește Satan cel mai mult? Știți unde lovește Anticrist cel mai mult? Acolo, în punctul acesta nevralgic, aici unde Iisus Hristos este sau se pune pentru ca să blocheze și să asigure onoarea Tatălui. Aici lovește cel mai mult. Dacă ar putea să dea pe Iisus Hristos la o parte, dacă ar putea să dea perdeaua la o parte, dacă ar putea să lovească mai departe în justiția divină, în gloria divină, în tronul Tatălui, atunci El și-ar vedea lucrarea adusă la final. Vorbe de hulă rostite împotriva Tatălui. Nu vom putea înțelege ce este Anticristul până nu vom înțelege lucrarea lui Iisus Hristos. Iată, cele două imagini de aici reprezintă preotul față în față cu șechina, aici în stânga, și apoi, în momentul următor, este perdeaua care cade și care oprește ca sângele să ajungă acolo, la Tatăl. Dragii mei, mă întorc la seara trecută. Vă amintiți imaginea asta? Este vorba de lucrarea lui Iisus Hristos. Am spus seara trecută că lucrarea lui Iisus Hristos a fost momentul în care Domnul Iisus Hristos a coborât din veșnicie în căutarea ființei umane și a coborât treaptă după treaptă, a dat jos veșmânt după veșmânt de lumină, până când s-a făcut rob asemenea oamenilor și a ajuns aici la moarte și încă moarte de cruce. Și aici s-a întâlnit cu mine
și a preluat întreaga mea vinovăție. Aici. În momentul în care Domnul Iisus Hristos murea, El murea cu cuvintele: Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul. A treia zi, după moartea Domnului Iisus Hristos, Tatăl este acela care îl ridică din morți pe Domnul Iisus. Textul Scripturii spune că El a murit din pricina păcatelor noastre și a înviat din pricina că ne-a făcut neprihăniți. Și ne-a făcut neprihăniți pe noi datorită faptului că El a fost făcut neprihănit. Acolo în mormânt au rămas păcatele noastre. Iar sângele Său slujește mai departe pentru mijlocire, pentru ca eu și cu tine să trăiesc astăzi în secolul 21. Este o realitate complexă care cuprinde întreaga realitate a istoriei noastre. Ce vreau să vă întreb este următorul lucru. Începând din momentul acesta, Tatăl îl ridică pe Domnul Iisus Hristos. Îl încoronează ca Domn și Mântuitor. Îl încoronează ca mare preot și mijlocitor. Îl încoronează ca mare preot și judecător. Și îl încoronează ca Domn al Domnilor. Vreau să vă întreb, în toată schema aceasta, unde vedeți dumneavoastră că lucrează Anticristul? Unde vedeți că lucrează Anticristul? De unde până unde? Anticristul nu are nimic de a face cu zona aceasta. Până la cruce. Nu are de a face cu zona aceasta. Anticristul are de a face în mod special cu lucrarea de după cruce. Are de a face cu încoronarea Domnului Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Va lupta și va lovi în domnia lui Iisus Hristos. Ce înseamnă Domn? Domn înseamnă capacitatea lui Iisus Hristos de a porunci. Va lovi acolo, în poruncile Lui și în capacitatea Lui de a cere ascultare. Apoi, mare preot înseamnă și mijlocitor, înseamnă că Domnul Iisus Hristos are de a face cu păcatele mele. Va lovi acolo cât va putea de mult. Va lovi în lucrarea Domnului Iisus Hristos de judecător. Va lovi în poziția lui Iisus Hristos de Domn al Domnilor. Astea sunt elementele pe care le urmărește lucrarea lui Anticrist.